Mulțumim Domnului de dimineața aceasta binecuvântată, mă simt onorat și nu vă spun așa numai să baburesc cum zic tinerii, ci mă simt foarte onorat să fiu, nu m-am așteptat să fiu prezent aici. Când m-a sunat fratele Ștefan și m-a anunțat să vin și m-a rugat să vin la nuntă, i-am zis, dar cum, la o nuntă așa mare, chemi un om mic, nu prea îi... Mare rezultat, nu? Și nu, mirele Timotei zice, vrea să vii să predici la nuntă. Și atunci m-am gândit că și în Biblie, la oamenii mari, Dumnezeu le-a vorbit prin ei amici. La anunț mari, că Dumnezeu vorbește și prin oameni mici. Mă simt onorat și totodată bucuros să fiu la nunta voastră, Timotei și Sara. Domnul să vă binecuvinteze! Amin. Vreau, Timotei, să te întreb, îmi pare rău că nu vă pot vedea, dar să nu considerați că vă vorbesc pe la spate. Dacă stați așa, știi, românul are vorba asta. De când am venit la voi, la biserică, am găzduit de, cred că de fiecare dată, nu matura asta, am dormit în altă parte, dar de fiecare dată, ca să nu vă aglomerez pe voi, de aia n-am dormit la voi, cred că am dormit și în camera ta și acum mă bucur că îmi rămâne numai mie. Te duci la altă cameră, v-ați făcut altă cameră și îmi rămâne liniștit pentru mine. De fiecare dată când am venit la biserică, nu te-am văzut niciodată în față, numai în spate. Așa e că sunt alte emoții aici în față, nu? E mai ușor să apeși pe un buton, să scârție, să piuie, să... Nu? E mai... Dar vedeți că Dumnezeu învârte lucrurile ca și ăla din spate să ajungă în față. Măcar o dată în viață Dumnezeu învârte lucrurile, ăla care nu te aștepți, care zice e ultimul, ei chiar acolo la media sunt ultimii, dar nu înaintea lui Dumnezeu, ci ca loc în biserică, dar fără ei nu putem, fără ei nu, nu rezistăm, de aceea fiecare și-are locul lui. Am pe inimă câteva lucruri să vă spun în dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a schimbat mesajul și am notat câteva lucruri aici. Sper să mă încadrez în timp și o să mă încadrez. Mâine începe școala, da? Ne-am rugat și ne rugăm pentru copiii noștri și ai mei și a dumneavoastră, încep școala. Dar vreau să-ți spun, Timotei și Sara, că și voi începeți școala. Și voi intrați la școală și vreau să vă anunț că intrați în clasa întâi. Dacă sunteți la studenție în perioada asta, de mâine intrați în viața de familie, cred că nu în clasa 1, am am fost generos. La zero începeți voi mâine, e clasa 0, am uitat că e, copiii încep în clasa 0. Voi de mâine începeți clasa 0. Și acum aș vrea să privim familia din prisma școlii. Îi un pic mesajul mai neobișnuit, pentru că începe școala. Și am zis, dacă începe școala, Hai să le spunem ceva de la școală. Noi ăștia care avem mai mult sau mai puțin, care am trecut de clasa 0, să le spunem ce îi așteaptă. Da? Știți, ca să mergi la școală și să, poată defini, să, se poată defini o clădire sau o instituție ca și școală, trebuie să fie materie acolo, da? Și copiii noștri, când iau gheozdanul lui Iosif, merge clasa a doua, când îl iau în mână și îl iau pe el în mână asta, îmi dau seama că e mai greu gheozdanul decât greutatea lui, nu? Și a dumneavoastră, că asta e școala românească. Nu ne plângem că nu avem la cine oricum. N-ai la cine cât tot același rezultat, da? Dar acolo în gheozdanul ăla s multe materii. Știți la școală care e cea mai importantă materie și la care băgăm mulți bani în copiii noștri la ore suplimentare și la, la meditații? da, știu, șai mei, nevastă mi-ai trimite, zic, mă, unii îi trimit? Iar au mate, iar au matematică, iar au, în continuu, da? Știți care e cea mai, importantă? La ălea nu-i problemă dacă ea, dar totdeauna când luăm carnetul și ne uităm la, la final de semestru, ce ne uităm? Primul lucru, te uiți la mate și la, la română, ăstea, restul, dirigenție, sport, ăstea, nu ne interesează. Ce ne interesează cel mai tare e matematica. Și dacă vrei să mergi la IT, îți trebuie matematică. Dacă vrei să mergi... Mie nu mi-a plăcut matematica niciodată, vă spun. de am dus la teologie, că nu era matematică. de am făcut teologie ca să nu, să nu dau de matematică. Vreau să ne uităm la viața de familie din prisma matematicii. Ca să vorbești de matematică, ai nevoie de niște elemente, de cifre, da? Și zici 2, 5, 7, dar totuși nu-i matematică dacă ai numai cifre, da? Și între cifrele alea trebuie să, să se întâmple ceva. Voi, doi, Timotei și Sara, în dimineața asta ați ajuns aici pentru că n-ați vrut să fiți numai elemente, da? Daniel, Maria... Timotei, Sara, sunt numai elemente. Ca să fie matematică, îi nevoie de ceva, să pui ceva între cifrele astea. Îi nevoie de operații. Și viața de familie, să știți, e plină de operații. E plină de operații. O zis o soră ieri, un lucru tare interesant. Zice, frate, eu am alergie și bărbatul suierea lângă ea. Zic, te-o așeza Dumnezeu pe tine lângă ea. De ce? Că Dumnezeu o știu că poți să suporți alergiile. I-a plăcut, i-a plăcut, eu l-am ridicat pe el. Ești un om puternic, nu? În viața de familie avem fel și fel de operații, da? Știți că Dumnezeu când a creat prima familie, a făcut și prima operație? Zice că l-a adormit pe Adam și a început treaba zice că l-a adormit și a făcut prima operație. Primul chirurg, prima operație care s-a făcut în univers, o a făcut-o Dumnezeu. Și viața de familie îi plină de operații. Te uiți în viața ta cât ai suportat. Ce or fost lea? Operații, domne. Când ai plecat de la tata de acasă, de la mama de acasă, ai, ai mers bibelou. Și acum zici, domne, cât m o călit viața. De ce? Că ai trecut prin fel și fel de operații. Ar vrea în dimineața aceasta să vedem ce fel de operații găsim în viața de familie? Prima operație și primul semn care îl găsim în viața de familie și o să încep pozitiv, n-ai cum să încep negativ la nuntă și vreau să încep pozitiv, prima operație, primul semn de operație și prima operație, cea, cea mai așa la sufletul nostru și ni se pare că e cea mai ușoară, îi semnul plus. Ați auzit de plus? La tăți ne place pe plus. Și firma să fie pe plus, și notele să fie pe plus, totul ne place să fie pe plus. Frate, acolo la butoane la tine în spate, ai la un moment dat ridici butonul și îl cobori, ai plus și minus, așa? la toți ne place să fie pe plus. Când, porne, când mă ridic la învon, microfonul să fie pe plus, să, dat, să fie dat totul pe plus. Ne place întotdeauna să avem în viața de familie multe plusuri. Când s-a trezit Adam din somn după operație, știi ce a văzut? Că e pe plus. Nu că i pe lipsă, când s-a fi controlat, a găsit el că e lipsă. Da? Dar când au văzut-o pe Eva, știi ce a zis? În sfârșit, a zis: că-i plus. Timotei, zim ceva la biserică, așa, nu te uite la mine, uite-te la ei. Când s-a spus da, ce ai simțit? Că ești pe plus că plusul nu vrei să-l dai la altul, ci vrei să-l iei tu. Nu? asta e viața de familie. Te uiți, știi ce ar vrea. Să înțelegeți, aveți plusuri, de aia ați ajuns pe scaunul acesta. Ai văzut plus în Sara, care e binefăcător pentru tine. Sara, ai văzut plus în Timotei, care e binefăcător pentru tine. Să țineți de plusurile astea. Pentru că e, o, e o, uh, uh, un semn de punctuație, e un semn de matematică, de operație, care e benefic pentru sufletele noastre. Știți că sunt unii care renunță la semnul ăsta după un an, doi, cinci, 10 ani, știi? A, oh, lasă-l o fost, dar nu mai e. De ce? Nu cumva ți-ai schimbat ochelarii? Nu cumva nu mai vezi plus, odată ai văzut plus. Și acum, ca să se întâmple multe plusuri în viața de familie, îi nevoie și Apostolul Pavel vine și spune în Efeseni aici, versetul 19, ca să fie plus în viață, trebuie să vorbim. Ca să fie plus în viață. Plus la înțelegere, plus la... O să vedeți că plusul acesta, dacă țineți de el, vă va ajuta să vă înțelegeți din semne. În viața de familie te înțelegi din semne. Timotei, uite aici, uite-te un pic la mine o să vezi în viață, o să-ți dai și tu seama, o să vezi anumite surori că atâta de bine se înțeleg cu bărbatul, că se înțeleg din semne, îi face așa. Și el o înțeleg ce înseamnă. A, așa, da, era, nu mai știam, nu mai aduceam aminte ce înseamnă. Da? Eu făcut din cap, nu, dar da, te-ai omogenizat, ai învățat ce înseamnă. De ce? Că atât vorbit între ei, că la un moment dat vorbesc prin semne. În sunele, doamne care vorbesc cu piciorul sub masă. Știi? Și el o înțelege ce înseamnă, nu? Vă spun, și soția mea are semn pentru mine. Eu am la mână aici un buton, când stau lângă ea și cineva vrea să mă tragă într-o discuție care simte ea că nu e din asta o pantă lunecoasă, nu mă apasă pe buton și eu am știut că trebuie să tac. Am știut că e incendiu lângă mine, chiar dacă nu-l vedeam, dar știam că trebuie să tac. Mă mai apăs și eu, pe nu, nu merge, numai când apasă ea. O să vedeți Că atâta o să vă înțelegeți de bine dacă învățați să vorbiți între voi. Apostolul Pavel vine și spune, comunicați. Nu zici, vă o să tacă, nu vă, vă o să vorbească. Asta arată un bărbat puternic. Să o faci pe femeie să vorbească, oricum nativ. Ea are puterea să vorbească, nu e o problemă. Dar să vorbească, să-și exprime nevoile. V voi intrați în viața de familie și voi, acum considerați că vă cunoașteți, nu vă cunoașteți. Viața de familie Timotei nu-i mixerul de, la, de acolo, de la, din spatele bisericii. Apeși pe buton și se pornește microfonul. Apeși pe buton și se aprinde becul. Nu? Verde, roșu. Viața de familie, Sara nu are butoane. Se apeși butonul și ea să, tu, ea să spune. Nu. Ci întotdeauna vine Apostolul Pavel și spune comunicați. Spune, domne, ce te deranjează. Stai îmbuvnat trei zile. Vă dau un exemplu, am predicat la o nuntă acum nu de mult și a fost păstorul bisericii, frate în vârstă, spre 80 de ani și ne povestea el din viața de familie, din tinerețe, au avut și el mulți copii. Și o zis că într-o zi, nu știu ce, că de obicei numai bărbatul supără nevasta, da? Ea zice, am zis ceva, ceva s-a întâmplat și s-a supărat pe mine. Zice, mă, dar atâta s o supărat că nu mai vorbit vreo trei zile cu mine. Zice, eu, cum îs, zice, spunea el, cum o fire comunicativă, păi eu ex am explodat, trei zile nu mai știam ce să fac, să o fac să vorbească. Zice, n-am reușit, spunea bătrânul, zice, e așa din iamul lor tăcuț. Dacă când i-ai supărat, îți pămut, pe pă modul avion, știi? Nu mai scot niciun sunet. Și zice, după trei zile am văzut, mă, copii erau acolo, noi nu vorbeam, nu știam ce să fac. Și zice, m-am dus acasă când am venit de la lucru, M-am dus în cameră, erau copii, ea își făcea treburile ei, nu mă băga în seamă. Zice, m-am pus în patru labe și am început să caut pe sub uh, pat, pe sub dulap. Zice, copiii când m-au văzut s-au șocat. Tată, ce faci, domne? Zice, eu căutam, când pe sus, când pe jos, ridicam. Tată, ce faci? Zice, i-am zis, caut limba lui mamă ta. Zice, când o auzi nevastă, mi-a obuvnit-o râsul. O venim îmbrățișat și ziceam mers înainte, nu? Câteodată trebuie să te mai pui și în patru labe. Trebuie să mai ridici și covertura la pat, nu? Că dacă asta e soluția, să o faci să vorbească, se merită să faci orice pentru familia ta ca să comunice. Familia să meargă, să rămână plus în viața de familie. Pentru că așa suntem creați noi de Dumnezeu. Suntem creați cu emoții. Suntem creați cu sentimente. Starea ta când intri în casă influențează toată familia. Zâmbetul tău sau supărarea ta dă atmosfera în toată casa. Noi suntem creați cu sentimente. Te uiți la o persoană și știi în ce sentimente trăiește, în ce stare trăiește. Da? Noi nu suntem mașinării. Crapă motorul, mașina nu plânge. Ei, la noi, în schimb, e altfel. Da? O mică durere, o mică întristare, o mică suferință. Ne schimbă toată starea. De aceea aș vrea să rămână în inima voastră, dragi miri, și în inima noastră, prima operație. E operația de plus, da? Acum mai e un semn de, de operație în matematică și vă rog cei care sunteți așa în matematică să nu mă judecați, că v-am zis de la început, m-am scuzat că nu mă pricep, de obicei aș dau cu părerea aia care nu se pricep la materia respectivă dar eu vreau să, să o aduc la, la nivelul bibliei. A doua operație care este în matematică și este și în viața de familie, ați auzit dacă este plus, este și minus. În viața de familie sunt și plusuri, dar sunt și minusuri. Timotei, știi că mireasa ta are minusuri. Până acum nu le-ai văzut. Ai văzut numai plus. Ai văzut numai da că de mâine intră la școală și de mâine găsești și minusul. Azi nu găsesc, azi nu mă felicită invitații, astăzi suntem cu ei, azi nu, se, de azi nu se văd. De mâine se vor vedea și minusurile. Sora Mireasă, știi că mirele tău nu-i perfect? Îl vezi extraordinar, e, e, e frumos, e castejarul. Dar îți spun, nu-i perfect. El are și minusuri. În viața de familie găsim că avem plusuri, dar găsim că avem și minusuri. Nu, unii cred, domn, vezi pe Facebook, fac o paranteză, vezi la câte una, la câte o soră, da? scrie perfectul meu. Vezi de treabă, că nu-i perfect. Vrei, a, vrei să ni-l arăți tu nou, da? Se vede dacă e perfect. A meu e extraordinar. Lasă că se vede. Lasă să treacă timpul. Nu trebuie să dai pe Facebook că i perfect. Nu trebuie să dai pe, pe, pe Instagram că e cel mai grozav. Că va vedea biserica. Știi că pe chipul miresei tale, frate, mire, se va vedea atmosfera din casă? Citeam odată, spunea cineva, că femeia în casă e termometru și bărbatul în casă e termostatul. El dă temperatura și ea măsoară temperatura. Nu poți să spui, domnule termometrul să schimbe temperatura. Nu termometru, termostatul schimbă temperatura. Noi suntem așa de fericiți. Te uiți pe chipul ei și vezi câte grade au în casă. Da? Că poate să mi așa de cald, te uiți pe mâna lui vână de frig. El poate declara că românul e specialist la declarații. E specialist să demonstreze ceea ce nu -i. Dar vă spun, în viața de familie avem și minusuri. Fiecare. Și Apostolul Pavel arată lucrul acesta colosenilor. Și știți ce spune? Dacă unul are pricină să se plângă de altul. Știți ce arată asta? Dacă unul are minus și ăla l-al vede. Știți ce spune? părăște l domne. Du-te la comite cu el. du la mamă să înapoi. du -o la mamă să înapoi. Plânge-te. Arată-i tot neamul, scoate-i tot neamul, să, să vadă toată lumea. Știi ce zice Pavel? Pentru că aveți minusuri. Există și tratament la minus. O zis la minus există iertarea. Există iertarea. Știți că noi avem, avem în înmulțire, se spune că și-i dovedit lucrul acesta, că minus cu minus dă. În înmulțire, da. Dar în viața de familie nu. Că n-ai cum, nici în realitate, faci un minus la bancă și mai faci un minus la bancă și mai faci la altă bancă și mergi la ăstea la, la, de împrumuturi, din ăstea numai cu buletinul și ai vreo 10 minusuri. Ești pe plus sau pe minus? Ești în groapă tot mai jos. Dar vă spun, înaintea lui Dumnezeu și singurul care poate face plus din minus, e Dumnezeu. Singurul la care poți să-i aduci minusurile, să-i le pui în palmă. Și în realitate el să-ți dea plus, e Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune de la început, aveți minusuri și avem minusuri. Aveți minusuri la, la uh, Bucovina, la Moldova, avem minusuri și la Timișoara. Vă aduceți aminte și spun ceva pe numele Miresei, Sara. Știi că Avram nu a fost perfect și ați citit istoria și știu că ai citit, -o, ai citit istoria Sarei și tu istoria lui Timotei îți convins că au fost la inimă personajele acestea. Știți că Avram din Biblie nu a fost perfect, dar nevastă sa îi spunea, ăsta a meu, nu, nici nu mai știe cum îl cheamă, ăsta a meu, nu a fost perfect Avram, au avut scăzămintele lui, au avut slăbiciunile lui, dar întotdeauna avea cuvintele la ea și spunea, Domnul meu, Domnul meu. Păi vii și spui, cum, cu cine ai venit? Cu a meu. Cu a meu. ăsta e crucea mea. Da? La banat să mai folosești, ăsta e crucea mea, ăsta e. Nu. Vine și Cuvântul lui Dumnezeu, ne arată cum putem să facem din minus să facem plus. Prin iertare. nu e perfect, dar uite-te că și tu nu ești perfectă. Nici tu nu ești perfectă. Nici noi, ca bărbați, nu suntem perfecți. A doua operație, care o găsim în matematică și o găsim în matematica familiei, este operația de minus. Avem toți. Ici cineva care nu are minusuri. Îmi fac o poză cu el. Dacă ești numai cu plus, numai cu plus. Toți avem minusurile noastre. Dacă ați întreba o pe soția mea, știi câte minusuri v-ar zice? Abar n-am câte, am, câte minusuri am, câte știe ea de mine, nu? Dacă femeia știe mai mult decât știi tu de tine, da? Ea te analizează, te analizează altfel. Dar știți că nu m-o niciodată câte minusuri am? Deși vă mai întreabă, frații, ce face sora Dana? Surorile, prieteni, frații de la Galați, suntem prieteni apropiați și întreabă ce face Dana. Acum așteptăm al cincilea copil în luna a șaptea, că veneam cu, împreună cu ea, dar nu rezistă la drumul acesta, că e la a șasea cezariană. Dar îi, când mă întreabă ce face soția ta, ce să facă, să chinuie cu mine și cu copiii. Că asta e realitatea, la câte minusuri am. Da? Dar știți că nu mă părâd niciodată niciodată nu m-au spus. Niciodată. Și nici pe tine nu te au spus. Și nici pe tine nu te au spus. așa -i? De ce? Că asta e viața de familie. Când ei minusurile, tăți am putea să ne plângem. Dragi părinți, vă spun, și o să vă spun și la final ceva. Vă rog, nu-i lăsați să facă din voi zidul plângerii. Da? Le trebuie zidul plângerii. Luați-le bilet și trimiteți-i la Ierusalim să-și bage biletele acolo, să dea cu capul de zid, să plângă cât vor, la zidul plângerii. Nu lăsați din, din uh, inimile voastre ei să găsească ușă deschisă să se plângă tătă ziua. Și ce să faceți? Du-te acasă, fă din minus, că ești, dacă ești specialist, dacă ești copilul Domnului, ai puterea să faci din minus, să faci plus. A treia operație care o găsim în matematică, știți care e? Înmulțirea. Înmulțirea. Asta ne-o place, da? Că ne place și plusul, ne place și înmulțirea. Știți cum, cum, ajungem la mulțire? Versetul 20 vine și spune așa, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Pentru? Pentru toate lucrurile. Exact principiul lui Iov. Da? O venit Iov și a fost omul care o arătat că poate să mulțumească totdeauna pentru tot. Noi avem cântarea noastră preferată care o compus-o Florin Pal, da? Și zice când are asta, îți mulțumim, îți mulțumim că tu ne dai și noi cu sacul cu deschis. Nu mă să primim, nu mă să ne dea. Când nu ne mai dă, îi jale. Când nu ne face cum vrem, îi extraordinar de rău. Ne plângem toată ziua. Să știți ceva, nu poți ajunge la înmulțire dacă n-ai trecut peste minus. Oameni care te uiți 20 de ani de familie, îți stă parcă blocați, tot el înainte și ea înapoi. Îți văd bă, bătrâni, îți oameni în vârstă. Tot așa, așa au mers toată viața. Am cunoscut pe cineva, le ziceam aseară fraților la, la Voitinel, de fapt nu la biserică, așa, într-un mediu mai restrâns. În județ la noi, în județul Timiș, e un frate, un om intelectual, era într-o funcție, acum e la pensie. Domne, atâta de intelectual și atâta de inteligent, încât, ascultați-mă, el venea cu mașina la biserică și nevastă se -a venea pe jos. De era renumit, îl știa toată lumea nevastă s-a întotdeauna venea pe jos. Și el, te uiți, Dumne, dar nu au reușit oamenii în vârstă. De ce? Nu au trecut peste minusuri. Ori avut anumite minusuri peste care nu au putut trece toată viața. Și zici, dar de ce îți blocați? Că nu au putut trece peste minus. Nu trecut, nu putut trece la următoare etapă. În continuu au arătat-o din trecut. Și uitați-vă, dragostea dacă nu se înmulțește, ea nu stă pe loc. Știi ce face? Scade. Dragostea scade. Da? Deci, întotdeauna și doresc, Timotei, eu o să mă mai întâlnesc cu voi. O să te întreb un singur lucru. Cum e dragostea ta pentru Sara? Sara, dacă îți va spune după 10 ani de căsătorie, te iubesc ca în ziua anunții, să ți pui mâinile în cap. Îs sunii care vin și eu, eu o iubesc pe soția mea ca în ziua anunții. Păi grav dacă o iubești ca atunci. Pentru că dragostea trebuie să să crească. Dacă un copil de 20 de ani mănâncă o sticlă de lapte, ca un bebeluș, e bine? Să spui frate, eu mănânc ca la un an. Înseamnă că ai probleme. Dacă vine să nu te bucuri soră, că bărbatul tău îți zice că te iubesc în ziua anunții. Aia e grav. Înseamnă că nu a urcat nimic temperatura. Înseamnă că nu, nu i-ai demonstrat nimic sau el nu, nu a vrut să vadă ceea ce, ce uh, i-ai demonstrat. Viața de familie întotdeauna când noi avem puterea să trecem peste minusuri. Dumnezeu vine și înmulțește bine Vine Dumnezeu și înmulțește. Dacă ai puterea să mulțumești lui Dumnezeu. Știți că mulțumirea din inimă dă gustul la mâncare? Știți că mulțumirea schimbă gustul. Zici, domne, a afumată, dar bună, mă, n-am mâncat așa afumat de bine, nu? De ce că inima e mulțumită? Dacă inima nu-i mulțumită, bine Solomon și spune să fie mese pline de carne. Că tot nu te bucur de ele. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, cu mulțumire, că zice alune că tare bine, mulțumirea, îi liantul, îi uleiul acela pe mâncare, care ajută să meargă, să meargă bine în stomac. Mulțumirea întotdeauna când dispare, se stinge și dragostea se stinge puterea de a merge înainte, se stinge puterea de a lupta, pentru că viața de familie e o luptă. Viața de familie e o luptă în fiecare zi. A treia operație care o găsim în viața de familie, știți ce găsim? În mulțire. Dar mai e o operație. Știți care? Ziceți dumneavoastră că o știți acum. Împărțirea. Împărțirea. În viața de familie e și plus și în mulțire. Dar este și minus și împărțire. Știți că două operații le folosește Dumnezeu și două operații le folosește diavolul. Dumnezeu întotdeauna folosește adunarea și înmulțirea. Diavolul întotdeauna folosește scăderea și împărțirea. Întotdeauna două operații sunt folosite de Dumnezeu și două operații în viața de familie le folosește diavolul. Nu știu care, la care operație ești în vremea aceasta. Nu știu de câtă vreme... Ești la operația la care te afli. Nu știu care-i stadiul familiei tale. Dar vreau să luăm un exemplu, îl dau de multe ori la anunț și vi-l las și dumneavoastră în dimineața asta. Vreau să luăm exemplul lui Iov. Iov, omul acesta, a fost un om ușor de iubit. Surorile, să fiți mai atente la ceea ce spun acum. A... Știți cât câștiga Iov pe zi sau pe lună? Câți bani aducea? V-ați gândit vreodată? Că Iov a fost un om foarte ușor de iubit. Nu era greu de iubit. Știți de ce? Aducea mulți bani acasă. Știți câți bani aducea Iov acasă? Nu putea ea cheltui cât putea el câștiga. Nu-ți place așa? Să vină soțul acasă așa. Pe păi cum? Uite ce zâmbesc surorile. Păi asta e visul, da? Să nu-i spună Iov niciodată la nevastă să mă, femeie, iar o veni fancurierul, iar o veni de la temu, iar o veni de pe șain, rochii cu buline, iar o veni nu știu ce măi femei, niciodată nu -o zis i-o zis, eu, mă femei, mai oprește-te. Nu mă dai cu cardul la mol, la uvertura, la Iulius Mol, dă în continuu. Niciodată nu i-o băgat nimic de vină. Niciodată. Păi așa să tăt iubești. Îl ții numai la mâncare bio, îl ții numai la apă, la temperatura camerele, nu răcească, să îmbolnăvească, nu? E ușor. Păi cum? Super, super. Vreau să vă spun că orice familie, cât e de super, vine vremea testului. Vine vremea examenului. Și să știți ceva, adevărata noastră valoare nu se vede în mol. Nu se vede pe Facebook. Nu se vede în concediu, în Dubai sau în Hawaii. Nu se vede. Știți unde se vede adevărata noastră valoare? În încercare. În încercare realizezi cine ești tu și pe cine ai luat lângă tine. A zice, e extraordinar. Se va vedea în încercare se va vedea în încercare. Acolo se vede valoarea ta ca om și se vede valoarea persoanei de lângă tine. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Iov într-o zi pierde tot. Îl sună de la bancă, v-am blocat cardul, nu mai aveți ce căuta, nu dăm pe datorie, nu ne căutați, totul se prăbușește. Se prăbușește sănătatea, se prăbușesc relațiile în familie, copiii mor, da? Și vă rog ceva, Timotei și Sara, Vă rog ceva din toată inima. Știu că până acum ați citit Cântarea Cântărilor. Știu că până acum ați citit Cartea Proverbelor. Vă rog de, a, de mâine înainte, citiți împreună Cartea lui Iov. În Cartea Iov găsiți toate fazele prin care trece o familie. Bogăție, sărăcie, fericire, întristare, boală, sănătate, orice uh, situație prin care treci, găsești răspunsul în Cartea lui Iov. Dar zice Cuvântul lui Dumnezeu ceva. Din capitolul 2 până în capitolul 42, nevasta lui Iov nu mai apare în peisaj. Nu știm unde a fost, nici nu ne dăm cu părerea că nu, nu zice Biblia. Că unii care zic, fraților, Biblia nu zice, dar vă zic eu, nu de ea să deverești. Dacă Biblia tace, înseamnă că trebuie să tăcem și noi. Dar rezultă că nu a fost acolo din ce cauză. Știți că atunci când soțul e bolnav și vin prietenii lui, frații de la biserică, să-i descopere de ce e el bolnav și dă pe el, și dă și dă și dă -i. Eu știu pe nevastă. Păi, după trei minute, cred că le zicea, hai, mai merge și la alții, mai merge și la fratele Fănică, mai merge și la fratele uh, Păstor, mai căutați și pe ei, mai dați și pe ei. Lăsați-l pe bărbatul meu, că numai acum uh, i-am dat tratamentul. Nevastă să nu apare, nu ia apărarea. 40 de capitole nu apare nevastă -sa când zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a readus din nou în starea din tâi pe Iov și l-a binecuvântat, în capitolul 42 știți cine apare? nevastă să Bate nevastă să la ușă. Și spune, am venit, deschide ușa, nu Iov, deschide, deschide cineva din familie, da? Dacă era Iov copilul tău, neamul tău, ce îi ziceai? Iov, vezi că o venit, iar te caută. Te rog să o lași în pace. Te rog să o lași în pace, să-și vadă de treabă că nu te au căutat nici la spital, nu au venit la tine nici să, să vadă dacă ai murit, n-o dat un telefon. N-o dat un telefon. Îi scoți la ivială toate minusurile. Toate minusurile și toate scăzămintele. Îi le scoți la ivială, da? Că noi suntem specialiști în minusuri. În, să urmărim, să arătăm la alții minusurile. Dar ascultați, vine Iov și spune, lăsați-o să intre, lăsați-o să vină. Și vine femeia acasă. Știți câți copii au mai făcut Iov cu nevastă sau cu aceeași nevastă? Încă zece. Dacă era român, știi ce îi spuneai? Iov, bă, trei, ajunge, patru, ou, prește-te. O zici doctorul că nu ești sănătos, numai după cinci ani își dă, îți dă ok eu. Tu n-ai numai trei ani, oprește-te. Știi ce o zis Iov? Dacă am învățat ceva de la Iov pentru mine și pentru casa mea, ascultați-mă, cei care vedeți numai minusuri, și nu mă împărțiri. Am învățat că în viață n-ai voie să renunți la două lucruri. Orice pierzi, Dumnezeu îți poate da înapoi. Orice pierzi. Dar Iov ne demonstrează ceva. Ăsta nu a avut dureri de măsele și așa o, o operație. Nu, ăsta a trecut prin suferință. Nu au renunțat la Dumnezeu și la partenerul de viață. N-au dus-o pe nevastă sau la comitet să dea în scris că nu mai pleacă. Nu au dus-o să spună dacă, dacă nu mai pleci, dacă juri aici cu mâna pe Biblie, o să te primesc înapoi. Pentru că dragostea nu folosește cuvântul dacă. Asta e condiție. nu folosește cuvântul dacă. Eu nu folosit cuvântul dacă. Dragostea, știi ce face? Folosește alte cuvinte. Ce-au folosit cei trei tineri în fața cuptorului. Știi ce-au Chiar dacă. Chiar dacă din nou o iau de la capăt eu nu renunț la Dumnezeu și la tine și o chemat -o înapoi. Știi ce arată lucrul acesta? Că ai puterea să treci peste minusuri. Eu nu știu dacă ai trecut tu prin ce o trecut Iov. Nu știu cât am trecut prin ce o trecut Iov, dar nu cred că e nimeni în locul acesta. Dar atâta ne plângem. Nu mi-o luat, e Crăciunul, Paștele, îi... nu mi-o luat de... pe albastru, nu mi-o luat pe pe... și apropo, fac o paranteză, când mergi la nunț, mai mult cheltuiești până la nuntă decât cât pui în plic, nu? Îți trebuie roche, dacă e rochea, trebuie pantofi, pe culoare, poșeta, baticul și îți dai seama că tu ai băgat în, în costumația Doamnei mai mult decât ai pus la plic, nu? Și noi tot cu aceleași costume, la noi merg, la fiecare evenimente, noi tot aceleași costume. Dar nu ne deranjează, că așa ne-o crea Dumnezeu, să nu ne deranjeze. Să nu ne deranjeze, să nu căutăm tătăzoa la uh, haine să le Că Așa ne-o ne crea Dumnezeu. Vă spun ceva, Timotei și Sara, vă rog să treceți repede peste împărțire. Când eram copil, noi am fost 10 copii în familie, eu am fost cel mai mic. Ne, ne mai certam, noi ne certam, nu știu, a dumneavoastră sau dumneavoastră, dacă vă certam, ne mai ceondăneam. Și intrat tăticul, el a fost un om foarte sever. Când intra în casă, primul lucru, când auzea, așa decibeli mai sus, ne întreba și ne punea la o operație, ne întreba de o operație. Ne spunea așa, ce aveți de împărțit? Nu ne întreba ce avem de înmulțit. Nu, ci ne întreba ce aveți de împărțit. Eu ar vrea niciodată Sara și Timotei, niciodată să să nu vi se pună întrebarea aceasta. Niciodată să, 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 nu aveți nevoie să vă întrebe cineva, bă, dar ce aveți de... Frații din, Dar ce aveți, domne, de împărțit? Mergeți, domne, acasă și, și împăcați-vă. Niciodată. Comitetul are multe probleme. N-are timp de împăcat familie. Împăcați-vă voi. Treceți peste minusuri. Lăsați lucrurile de împărțit, că tătea voastre sunt. Tot. Nu lăsați să se vadă de afară lucrurile care le aveți de împărțit. Împărțiți-le între voi și știți cum e acum, primul an, la alții după 30 de ani în primul an. Nu? Că, ca și cum pui gresie, da? Când pui gresie, cum arată? Nu mă da? Praf pe acolo, mizerii, până se așează, până se, se, se așează toate lucrurile, nu? Și când ai gătat, ai spălat pe jos, vine unul și, sau o prietenă de a familie și întreabă, cum ai, cine ți-a pus gresia asta? extraordinar de frumoasă. Dar numai tu știi ce durere ai de spate cât ai spălat pe ea, ca să iasă. Niciodată să nu primești în familie sau să mergi, să mergeți la părinți când sunteți supărați. Dar voi nu o să fiți supărați, numai noi ăștia mai bătrâni am, mai avem supărări, nu? Niciodată să nu mergeți supărați, niciodată să nu-i vizitați când pun gresie. întrebați dacă e gata gresia, dacă e spălat pe jos, nu? Să se vadă numai partea frumoasă Lăsați să se vadă numai ce vreți voi să se vadă Lăsați În viața de familie știți că ă, Familia e, 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 e într-o armonie perfectă Într-o melodie frumoasă Cântă melodiile în familie Ălea care vrei să se audă afară Ălea care vrei Că nu poți să bați pe tobe în familie Și să aștepți să se audă vioara afară Că ce seamănă, aceea se în omul acela va secera Vreau să mă apropii de încheiere. Mai e ceva Mai am două puncte scurte în matematică mai găsim ceva, după ce găsim adunarea și scăderea, înmulțirea și împărțirea, mai găsim ceva. Semnul egal, așa? Ajungem spre, spre final și cu predica și cu matematica. Găsim în viața de familie și semnul egal. Și Apostolul Pavel vine și spune în versetul 21, Supuneți-vă unii altora, supuneți-vă unii altora, viața de familie. Timotei și Sara, nu-i șefie, îi slujire. nu miere pe pâine, deși ești convins că o să mereți în luna de miere. În familie ai miere dacă pui miere. Dacă pui zacuscă, ai zacuscă. Dacă pui sare, ai sare. Dacă pui oțet, depinde ce pui. Frate, nu mai miere, îi miere dacă pui. Viața de familie e slujire, nu-i șefie. Biblia vine și spune, supuneți-vă unii altor. Nu te bag pe tine în seamă că eu sunt bărbatul, eu capul, eu sunt cel care conduc situația. Tu poți să conduci și vei fi lăsat totdeauna să conduci. Și surori dragi, lăsați pe ei să fie capul. Chiar dacă dai tu ideea și ideea o venit de la tine, lasă-l să se vadă că e de la el. Ca așa e normal. Poartă dumetale baticul, lasă-i lui pălăria. Știi că e doamna care ia pălărie, se vede. Oricum se vede în viața de familie cine e șeful. Se vede de la departare. Că asta e cea mai bună combinație. Unul mai moale, unul mai dur. Da? Unul mai... Că dacă ați amândoi duri, nu? E problemă. totă ziua la comitet. Dacă ați amândoi moi, dai în șanță. Știi? Unde? Cum vrei tu? Nu, cum vrei tu? Nu, unul e totdeauna. Și m-a auzit fata mare predicat lucrul ăsta la o nuntă și a zis, tati, la noi cine e? Mă zic, noi încă nu știm, avem 19 ani de căsătorie, dar încă nu știm, încă la noi e fenomenul mai ciudat un pic, nu? Viața de familie înseamnă și slujire. Viața de familie, ca să fie un rezultat, e nevoie de egalitate. Nu unul trebuie să fie mai jos ca ăla la În viața de familie nu câștigă numai unul sau pierde numai unul. Ori câștigă amândoi, ori pierde amândoi să nu vă bucurați niciodată nici ca părinți, nici ca slujitori, că vine unul și la unul i-am dat dreptate, că ăsta e mai aproape de inima mea, că amândoi se distrug. Să nu te bucuri ca mamă, ca tată, niciodată, că fata ta are dreptate. Ei amândoi trebuie să aibă dreptate. Ori câștigă împreună, ori pierd împreună. Familia ca și biserica. Nu poți tu să te prăbușești și eu să fiu sus, că suntem în aceeași barcă. Nu contează unde dai gaura. Barca se scufundă că e în locul meu, că e în locul tău. Merg și spun, am certificatul de divorț, o scris că el e vinovat. Păi nu mai contează cine e vinovat când familia a murit. Ce folos că cine o câștiga, n-ai câștigat. Viața de familie înseamnă câștig împreună sau pierdere împreună. Ăsta e semnul egal. Ăsta e semnul egal. Viața de familie înseamnă slujire, nu șefie. Vă dau un exemplu, o familie aveau așa, erau tăpă la minusuri și pe la împărțiri și se tăciertau în fiecare zi. Dar aveau vecini de casă, lipit de casa lor, acolo gardul îi despărțeau, o altă familie de aceeași vârstă, ăștia foarte liniștiți, niciodată nu se auzea nicio discuție la ei și femeia mai curioasă din fire, eu zic la bărbatul să o auzi, zice ia uite-te tu un pic peste gard și vezi de ce ei nu se ceartă niciodată și noi nu rezistăm o zi să ne certăm. Nu zice, ia că tu ești mai înalt, nu era așa ca mine, mic de statură, era înalt. Ia ridică-te tu pe vârfuri și vezi ce se întâmplă în casa lor. Și o mers bărbatul ascultător, o mers la gard și s-o ridica pe vârfuri să vadă ce se întâmplă dincolo la, la, vecini. Și o analizat, o tras concluzii și o venit să raporteze. Și o venit la nevastă sa și o zis, nevastă, nu, zice, ai văzut? Zice, am văzut. Și ce se întâmplă? Zice, m-am văzut un lucru ciudat. Ce? Zice, ei amândoi greșesc, de aia nu se ceartă. Păi zice, cum așa, mă? Păi zice, am văzut când stăteam pe vârfuri că i-a pus o ceașcă de cafea acolo pe masă și el o venit cu, cu mâinile lungi, o venit și când i o tras una la, la de cafea, tot s-a împrăștiat pe acolo. Zice, el imediat s-a pus în genunchi și o strângă și o zis, te rog, iartă-mă, atent, am și mâinile lungi, și în combinație cu neatenție, zice, am dat te rog să mă ierți, uite ce mizerie ți-am făcut. La care ea se apleacă și zice, nu tu ești vinovat, eu sunt vinovată, că l-am -am, pus-o prea aproape de mâinile tale, am pus prea aproape de, de margine. Zice, ei amândoi greșesc, de-aia nu să ceartă. Zice, problema e că noi amândoi avem dreptate, de-aia ne ceartăm. Ați înțeles? Când vrei și te lupți tu să fii... Un pic mai în față, totdeauna te vei certa. Totdeauna va fi scandal. Totdeauna va, vor fi probleme. Și ultimul lucru. În totdeauna, orice operație, orice exercițiu de matematică, trebuie la final, după egal, să dea un rezultat. Totdeauna, după egal, la final, trebuie să scrie un rezultat. Știi ce rezultatul? Ceea ce ai făcut. Nu soacra e vinovată de rezultatul care îl ai tu. Nu mama, nu tata, nu păstorul, nu că nu te-au vizitat, nu te-au consiliat, Ce ai semănat aceea seceri? Dacă te-ai dus după principii, dacă ai citit rețeta, dacă ai trecut peste minusuri și peste împărțire, normal că rămâi cu adunarea, rămâi cu înmulțirea. Dacă nu, Timotei, vă spun ceva, știți că matematica familiei diferită de matematica realității? Întotdeauna în realitate 2 cu 2 îi 4. Oricum faci, matematica e și adunarea e și comutativă, da? Tot 4 dă. În viața de familie rezultatul e diferit. În viața de familie să țineți minte și dacă uitați tot ce v-am zis. Da? Ați plătit destul de mult pe băieții ăștia să, să vă țină minte ceea ce nu, nu puteți ține minte voi acum. Vă spun, în viața de familie... Să întrebe fratele Ștefan, să întrebe pe, 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 părinții Sarei. În viața de familie, unul cu unul sau doi cu doi, dau și cinci, și șapte, și unșpe, și 15. Se poate așa ceva? Se poate. Știți de ce? Ca să fie bine. Cât îi doi cu doi? Opt o zi de O rămâne. Îi vreau problemă? Nu-i nicio problemă. De ce? Ca să fie bine, să fie înțelegere. Oh, frate, degeaba zâmbești. De câte ori n-ai lăsat să fie șepte 2 cu 2? Că dacă te-ai fi ținut ca orbul de bâtă să-i demonstrez că 2 cu 2 e 4, vă spunea rezultatul judecătorul. Dar de ce? Ca să fie bine. Ca să fie bine, mai lași. Cât vrea să fie? 15, 2 cu 2, 15. Bine, nevastă, 15 rămâne. Cât vrei, Timotei, să fie azi 1 plus 1? 10. 10 rămâne. De cât ori n-ai lăsat de la tine? De cât ori nu te-o șlefuit Dumnezeu și te-o învăța să lași de la tine? De ce? Ca să fie bine în familie. Vedeți cum e matematica asta, Timotei și Sara? Vedeți cât e de ciudată matematica familiei? Te înveți că nu întotdeauna ai dreptate. Te înveți câteodată ca să fie bine trebuie să lași de la tine să lași, vă spun, rezultate foarte multe. Doi cu doi pot face, dar și patru jumate. Zici, domne, unde mai întâlnit? Da, domne, așa merge familia cu înțelegerea că doi cu doi fac patru jumate. Așa rămâne și vezi că spericiți. fericiți. Știți ce spune cuvântul Domnului și acum am apropii de încheiere? Fiți atenți că vreau un cuvânt pentru familie, pentru părinți și vreau un cuvânt în final pentru voi. Știți ce spune cuvântul Domnului? că Adam, când a fost adusă Eva, nu a putut să fie adusă Eva decât prin somn. Adam zice că a dormit. Vreau, dragi părinți, să înțelegeți ceva. Mă adresez spre dumneavoastră, mai ales spre sora Raluca și spre sora Cristina. Vreau să vă spun un lucru și să vă rog ceva din tot sufletul meu. Pe sora Raluca o cunosc, pe dumneavoastră o să vă cunosc de azi înainte mai bine și familia dumneavoastră. Vă rog ceva, ei de astăzi vor dormi. Vreau să vă rog ceva. Nu-i treziți. Lăsați-i să doarmă. Lăsați-i să doarmă, domnule. Domnule, generația tânără e o generație ciudată. Dar lăsați-i să doarmă. Nu-i treziți. Știți ce face generația asta? De exemplu, vă dau, nu-și fac patul. Știți că generația tânără nu-și face patul? Cum să trezești așa? Lasă că-l găsește de sară înapoi. Domnule, dar fericiți? da? Păi lasă-i în pace. Nu trebuie să-i spui că bunica pe vremuri lăsa la ață. Domne, e altă generație. Lasă-i să fie fericiți. Că mama și soacra și au zis, hai să te trezești, hai să-ți spun cum e. Tu nu vezi că asta nu face nimic? Nu vezi că ăsta câștigă 2500 de lei pe lună? Păi bă, dacă e fericită, păi nu o trezi să-i spui că Vasile câștigă 5000 care i iubit-o pe ea în tinerețe și uite ce sus o ajuns și ce ăsta. Lasă, domne, e fericită ca el să câștige minim pe economie, ajutor social. Lasă-i, domne, în pace. Nu le deschide ochii. Pentru că știi care e problema? Îi vei trezi și vor avea minusuri și multe lucruri de împărțit. Lăsați-i să doarmă. Vă rog, lăsați -i. Nu, domne, tu la mine mâncai mâncarea mai dulce, nu așa sărată. Lasă-l că nu face tensiune la 20 de ani. Nu, tensiunea se face mai, mai târziu. Multe mame. Eu vă spun, acum zâmbim. Dar-s multe răni din cauza asta în familie. Îs multe răni. Și mulți, multe familii dezbinate și ruinate. De ce? S-au găsit grozavă să-i să trezească. Lasă-i, Domne, în pace. Lasă-i să fie fericiți. Se spune pentru părinți o recomandare. Să-i viziteze rar și cât mai consistent. asta e soluția cea mai, cea, mai, cea mai bună. Dar vreau să vă spun și vouă în încheiere. Vreau să vă spun Timotei și Sara ceva. Le-am spus lor și o să mă asigur că nu vă trezesc. Eu mai vin la Botoșani și o să mă uit și o să vă întreb dacă vor trezi. Dacă vă văd fericiți așa, o să știu că nu vor trezi. Pentru că să țineți minte, dragi familii, ceva. Fericirea voastră depinde de fericirea lor. N-aveți cum voi să fiți fericiți și ei supărați. Fericirea voastră depinde de fericirea lor. Acum vă spun vouă ceva, Timotei și Sara vă rog să nu-i uitați. Ca voi astăzi să fiți pe scaunul acesta de mire și de mireasă. Pentru voi au fost nopți nedormite, au fost lacrimi vărsate pe scaunul ăla roșu din living și pe canapelele acele și în pat. S-au rugat familiile, părinții voștri, mamele și tații voștri. S-au rugat ca Dumnezeu să vă țină. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea s-au făcut eforturi pentru voi. Am văzut, Sara, că tu te-ai născut în Italia, așa -i? E întrebat pe părinții tăi de ce ori plecat în Italia. Știți de ce ați plecat? Ca să le fie mai bine la copii. Că ei erau mulțumiți. erau mulțumiți cum era. Dar ori plecat să vă facă un trai mai bun, să, să fie pâinea mai proaspătă. Or lăsat România, ori Or, ori or fost momente, românul a trecut prin multe, prin multe dureri ca să fie bine copilul. Și știți ce? E o soră la noi la biserică. Acum transmiteți live, dar nu-i problemă. Domne, a fost tot în regulă. An de zile o stat cu Nora și cu copilul în casă. Și-au văzut că s-au înțeles bine, 15 ani, 10, 15 ani. Și-au zis bătrâna, soțul ei a murit, au zis bătrâna către copii, mă, la cât ne înțelegem bine, zice, cea mai bună Noră, cea mai bună din lumea asta dacă tot ne înțelegem bine, hai să mergem la notar însă atâția ani, ne-am omogenizat suntem liniștiți, ne împăcăm foarte bine mâncăm din aceea roală hai să mergem să trec casa pe voi și-au -or acceptat ori mers, ori trecut și-au -or rămas tot în familie cum ori trecut casa pe copii după o lună de zile nora i zis la sora noastră babo când mai mori când mai mori după ce i-au băgat casa pe numele ei, după ce bătrâna au ieșit din, din, sistem, din schemă, atunci au o întrebat-o când mor. Știți ce? Să vă doriți, Timotei și Sara, ei să trăiască cât mai mult. Pentru că activitatea voastră nu s-a gătat. Nu? Că unii zic, i-am căsătorit, s-a gătat. Nu s-a gătat, că tă la voi vin. Nu-mi ții copilul, nu mă ajuns, merem în concediu, merem la libere. Voi aveți să vă dea Dumnezeu sănătate, dragi familii, să trăiți cât mai mult, să fiți fericiți și voi, și Timotei și Sara să fie fericiți, să rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și știți ce vă doresc? Să gătați școala cu bine, să mergeți până la capăt și să gătați școala cu bine. N-aveți voi să abandonați, Iov nu a abandonat, Iov nu renunțat. Și o mergi și o găta școala cu bine până la capăt. Mulți încep bine în clasa întâia, dar nu mai ajung la bac. Eu am nădejdea și cred cu toată inima că voi mâine începeți școala în viața de familie și veți ajunge la Bac, la poza finală, în împărăția lui Dumnezeu. Amin! Amin, Amin. domnul Sobine, cu